Te-ai întrebat vreodată care este cel mai periculos electrocasnic din bucătăria ta? În general, rolul acestor dispozitive este să ne facă viața mai ușoară. Adevărul este însă că în anumite situații ne pot face și rău. Pentru că suntem în era tehnologiei, avem o mulțime de electrocasnici din care putem alege, de la prăjitoare de pâine până la cuptoare cu microunde, mașină de spălat vase, dar și frigidere sau tocătoare. Care este însă cel mai periculos electrocasnic din bucătăria ta? Nu vorbim despre riscuri externe, ci mai degrabă interne. Unele electrocasnice pot să devină un mediu perfect pentru bacterii, astfel, indiferent de scopul pe care îl au, este bine să le cureți regulat. În caz contrar, te poți confrunta cu probleme de sănătate destul de grave și cu siguranță nu îți dorești așa ceva. Iată că cel mai periculos electrocasnic din bucătăria ta poate fi mașina de spălat vase. Scopul ei este în realitate acela de a ne curăța vasele murdare, astfel încât să câștigăm timp atunci când facem diferite treburi casnice. Totuși, la rândul ei, mașina de spălat vase trebuie și ea curățată. De ce este cel mai periculos electrocasnic din bucătăria ta? Mașina de spălat vase crește riscul de alergii și reacții negative ale organismului la mucegai. De asemenea, bacteriile patogene pot să se înmulțească în ele. Asta în condițiile în care căldura, dar și umezeala sunt practic refugiul perfect pentru mucegai și nu numai. Experții au confirmat faptul că în urma unei analize, flora patogenă a fost găsită în peste 60% dintre aparatele în timpul testelor. Ce poți să faci în această situație? Să cureți regulat mașina de spălat vase. Acest lucru se face de 2 ori pe lună, cel puțin, fără vase în interior. Poți utiliza o soluție din comerț special concepută pentru așa ceva, ori o soluție făcută în casă. Nu trebuie decât să amesteci bicarbonat de sodiu cu oțet și la final vei vedea efectul, relatează fanatic.ro.